macheta ta în care îți spune structura pământului, da? Și ce îți spune? Care e prima parte? Prima parte este scoarța. Scoarța. Tare și stâncoasă. A doua este mantaua. Mantaua, ai ținut minte? Nucleu sferic, nucleu intern. Bravo, foarte bine! Deci avem scoarța tare și stâncoasă și are o grăsime de 40 de kilometri sub uscat și de 6 kilometri sub mare. Oh, după nu. Aia... Să nu arde tot pământul. Da, după aia ce vine? Mantaua. După aia vine mantaua, dar s-a trebuit să o dai de aici, uite așa, să o dai în afară, știi? Care are o grosime mare. Care are o grosime de 2900 de kilometri. Mantaua este fierbinte și pe alocuri rocile sunt topite, da? Și asta trebuie să o scoți, trebuie să-l pui așa, că de altfel, uite, nu se asamblează. E fierbinte? Stai puțin. Dai să scoatem puțin asta de aici. Scoate-o tu. Dar se referă la foarte fierbinte? Da, fierbinte, îți dai seama că e fierbinte. Și acolo este nucleul, da. Este și mai fierbinte. Dar păcat cu oamenii, nu. Deci nucleul ăsta e din două părți, vezi? Nucleu din exterior, care este metal topit, și nucleu din interior, care este, culmea, metal solid. Da? Și uite așa, aici, ca și cum am făcut o... Dar nucleul este de două metal. De două feluri. Nu, este nucleul e metal. Da, da. Nucleul este de două feluri. Ăla exterior este din metal topit. Asta care l-am făcut aici, uite, vezi așa cumva, portocaliu topit. Și ăsta din interior, care este metal solid. Da? Dar de ce e făcut din metal? Nu știu, că așa este. Deci aici ca și cum am tăiat pământul în două, vezi? Ca și cum am tăiat pământul în două și am văzut ce e în el. L-am tăiat ca pe un măr. Deci asta e. Acum pune înapoi asta, nucleu. Vezi ce frumoasă și ce mult ne ajută asta și ai ținut minte. Da. Și acum te întreabă aici, ce vechime are pământul? 4 milioane de ani? 4600 de milioane de ani? Sau 6.000 milioane de ani? Păi, pământul este vechi de aproximativ 4.600 da, de milioane de ani. 4.600 de milioane de ani. În cât timp încojoară pământul soarele? În 265,25 de zile, în 365,25 de zile sau în 465 de zile? 465 în 365 de zile, da? Știi, pentru că atâta ține un an. Ce este pământul? Da, foarte bine. O stea, un meteorit sau o planetă? Păi, dacă știi, dacă e deștept, zici că e o planetă. Da, este o planetă. Ce determină existența anotimpului? Înclinarea pământului, înclinarea soarelui sau înclinarea lunii? Înclinarea soarelui. Nu. Pământului. Înclinarea pământului. Da. Deci, ce spune? Schimbările de vreme pe care le numim anotimpuri au loc pentru că axa pământului este înclinată în spațiu. Datorită înclinării, un loc este mai apropiat de soare și este mai cald într-o anumită perioadă a anului decât în altele. Aceasta determină schimbarea anotimpurilor. În locul mai apropiat de soare este vară. Da? Ia uite. În locul mai depărtat de soare este iarnă. Și avem și asta făcut. Avem o machetă și la asta făcută.